Ziua, deci ne aflăm la o întâlnire cu MoneyGram, deci companie de transferment de bani, care astăzi a dat un premiu la cele mai bune 3 studente din Universitatea Roma 3. Și printre aceste studente, la Facultatea de Economie, se află și o moldoveancă, o cetățeancă de a noastră, o domnișoară. O să rugăm să se prezinte cum se numește și de unde vine din Moldova. Bună ziua, mă numesc Nicoleta Hacina, am 21 de ani și vin din Moldova, m-am născut la Chișinău. Mă găsesc în Italia de 11 ani, deci am venit când eram mică împreună cu familia și am continuat, am terminat, spunem, pe parcursul... am făcut toate studiile mele, majoritatea. Ești primul an aici la universitate? Nu, sunt a doilea an și am deja anul trecut am dat toate examenele și deci premiul acesta era pentru cei mai buni elevi care veneau din alte țări a lumii și au dat... Cui el datorez premiul ăsta? Nu cui el datorez, cui... Pentru cine este premiul ăsta? Părinților Italiei? Pentru cine îl... nu-mi vine... îl dedici? Cui îl dedici? Dedic premiul ăsta prima de toate la părinții mei și mulțumesc pentru... Ai ambii părinți aici? Da, și mulțumesc pentru oportunitatea care mi-au dat ca să ameliorez viitorul meu. Apoi dedic normal la țara mea și la fel la țara care mă ospitează. Deci eu cred că voi investi premiul acesta în viitorul meu și sper prin aceasta să pot, în afară de migliorarea mea personală, spunem prin migliorarea mea personală, să pot aduce un ajutor la țara mea de origine și să pot ajuta integrarea și cooperarea între două țări și nu numai eu aș vrea integrare încă și cu Europa. Acesta este un vis și deci sper că Moldova să poată face parte din, din comunitatea europeană și din network global și multietnic. De câte ori mergi acasă la Moldova, la Baștină? Merg practic în fiecare vară. De când sunt mică mergeam și stăteam o lună pe parcursul vacanțelor. Și îmi place când mă întorc pentru că descoper din nou originile, ameliorez limba pentru că, mă rog, stând aici și vorbind tot timpul la școală și învățând din italiană, poate am uit un pic sau oricum nu sunt așa de antrenată să vorbesc poate literar, să spunem. Și deci îmi place mult să revăd rudele, prietenii care mai erau când eram micuțe și deci văd schimbările. Unele ori văd schimbări pozitive, altele deci mai negative. Oricum e cam straniu de fiecare dată pentru că văd întotdeauna schimbări care nu mi-așteptam, poate într-un an. Schimbări, cer scuze, schimbări în ce sens? Spre bine, spre rău și când te întorci din Moldova, ce îți lipsește de acasă? Ce îți lipsește în general de la Moldova? Schimbări, pur și simplu aș spune o internaționalizare și o capitalizare foarte mare a țării pe care eu nu m-aș fi așteptat când eram micuță. Și deci în fiecare an de pildă ved magazini mari, shopping malls pe care poate un an mai înainte nu erau. Și deci toată creșterea aceasta așa repede, nu știu dacă mă sperie sau dintr-o parte e o plăcere. Tu ești
ești viitorul economist, un viitor economist, de ce? Deci, dintr-o parte, îmi face plăcere că țara se developează înspre bine și comerțul merge și toate lucrurile se ameliorează, dar din altă parte n-aș vrea să-și piardă cultura și originile, tradiția, pentru că aceasta nu aș vrea să devie americanizată prea tare. Asta. Și ultima întrebare, îți faci studiile aici, ești o viitoare economistă, dacă ți se oferă posibilitatea să vorbim peste 5 ani, să te întorci în țară, să contribui, să ajuți, să-ți faci munca în țară, cum crezi? Te-ai întoarce la Baștină? Eu cred că sunt prea bine integrată în țara aceasta, pentru că sunt de când eram mică și deci la majoritatea prietenilor mei deja sunt aici. Viziunea mea de viitor este aici, dar aș vrea foarte mult să încep un business printre care să pot face coopera țările Moldova și Italia, ca acest business să contribuie și la economia moldovenească și la cea italiană. Și ai posibilitate să urezi ceva prietenilor noștri, fiindcă suntem 150.000 de moldoveni în Italia, printre care în jur la 15.000 la Roma. Suntem foarte multe asociații care colaborăm unii cu alții, suntem foarte mulți moldoveni în Italia. Deci vin sărbătorile de Crăciun. Ce ai dori să spui cu naționalilor noștri din punct de vedere de la o studentă de facultate de economie din Roma? Eu aș vrea să le urez numai decât niște sărbători fericite și să nu-și pierde tradițiile, chiar și dacă se află într-o țară departe de casă, să se întoarcă cât mai des pot la ei în patrie, pentru că această experiență unică și întotdeauna este că te împăgățește în sens sufletesc. Da. Apoi aș vrea să spun la lumea moldovenească și la tinerii din Moldova să nu piardă speranța în faptul că economia poate nu merge prea bine, dar să se gândească întotdeauna, să se steruie, să amelioreze lucrurile cât mai mult și să investească foarte mult, pentru că lucrurile care țara noastră ai în vedere să investească în ei însuși, poate în studii. Să investească în ei însuși în studii, dar nu numai, chiar să devie noi antreprenori, pentru că țara noastră are nevoie de... Lipsește cultura antreprenorială în țară, nu? Lipsește cultura aceasta și țara are nevoie de tineri care să se dezghețe și să înceapă ceva, pentru că la noi niciodată n-a fost așa fel de cultură și deci unicul mod ca să ameliorăm economia noastră, eu cred, ar fi bine, nu ca toate capurile noastre să fugă peste hotare, că deci prea multe s-au dus. Eu aș vrea foarte mult ca cei care sunt peste hotare să ajute tinerii, dacă au posibilitate, să ajute tinerii care se găsesc în țară ca să poată începe un business, noi întreprinderi, ca să ajute la economia țării și să fim și noi bucuroși de rezultate și de țara noastră, să nu ne considerăm numai ca o mică țărișoară, dar să arătăm că și noi avem valoare și capacități și nu e adevărat că numai multinaționalele americane pot să aibă bani să investească, pentru că cel mai principal este capitalul uman și inteligența și bogăția persoanelor. Îți mulțumesc și am rămas apasionată de modul în cum vorbești, îți fac complimente. După 11 ani de Italia nu ai uitat de ce limba și îți doresc multă fericire, Crăciun fericit ție și familiei tale și sper să ne mai revedem, pentru că suntem studenți și tu și eu, sper să ne mai revedem și în alte anturaje cu alți studenți care obțin alte premii de genul ăsta. Crăciun fericit! Mulțumesc mult, Crăciun fericit și vouă și sper să organizăm poate o colaborare.
colaborare și un eveniment, ceva prin care să ne putem ține în contact toți studenții din Moldova sau persoane care sunt interesate pur și simplu să-și revadă băștinașii în ocazii în care putem avea contacte și pur și simplu să ne... Deci suntem toți într-o țară străină, ar fi frumos să ne revedem de când în când, să putem vorbi limba noastră și să cunoaștem alte persoane care sunt poate în condițiile noastre sau similare. Îți mulțumesc, o zi bună!